și o populație, dacă ne raportăm la 1910, de aproape 900 de mii, circa 900 de mii de locuitori, un număr relativ mic, dacă ne, dacă facem o comparație cu state precum China sau India sau Germania sau Statele Unite ale Americii. Acest lucru, numărul mare de publicații, se explică prin faptul că Bucovina reprezintă un fenomen, o pagină de istorie care se deosebește de toate celelalte prin faptul că în estul Europei s-a instaurat pentru aproape un secol și jumătate o putere central europeană pe un fundal de cultură, trecut, credință românească, ortodoxă, s-a impus o putere centrală europeană cu o altă religie, cu o altă mentalitate, cu alte reguli. Acest specific al provinciei a făcut ca Bucovina să devină un subiect de studiu pentru o mulțime de cercetători, o mulțime de istorici. Și, în același timp, când vorbim despre Bucovina, vedem că câți istorici, atâtea interpretări. Câte istoriografii, atâtea abordări. Fiecare dintre marile istoriografii ale Bucovinei vine cu propria abordare. De cele mai multe ori există mai puține interpretări care sunt acceptate în totalitate de către cealaltă sau celelalte istoriografii, din mai multe considerente. De foarte multe ori mergem pe sentimente, mergem pe memorii, mergem pe amintiri, mergem pe niște chestii subiective și mai puțin chestii obiective, probleme, aspecte obiective. În rândul istoricilor care merg mai mult pe fapte, pe date, pe cifre, Constantin Ungureanu ocupă un loc aparte. Toate lucrările lui au la bază documente de arhivă, date statistice oficiale, care au fost publicate, date statistice care n-au fost publicate, dar sunt acumulare de date, adunare de date a fost realizate de instituții ale statului austriac sau statului român sau ale altor state, care privesc trecutul Bucovinei și evoluția societății în această parte a Europei și din acest punct de vedere, orice, să zicem între ghilimele, confruntare cu Constantin Ungureanu devine destul de dificilă pentru un istoric care se bazează, sau pentru un cercetător care se bazează mai mult pe patină decât pe lucrul sec al, sau faptul sec al istoriei. Lucrările pe care le-a publicat sunt concentrate pe demografia Bucovinei și, în ultima vreme, pe evoluția învățământului din Bucovina. Toate aceste lucruri nu pot fi însă reflectate fără a avea în spate date, cifre și foarte exacte. Dacă vorbim despre demografie, clar că nu putem vorbi fără a avea cifre la îndemână, dar în același timp nu putem vorbi nici despre învățământ. Cât de mult nu ne-ar place să lăsăm în spate statistica, matematica sau alte calcule, nici despre învățământ nu putem vorbi fără a avea în spate fără a avea o temelie foarte bine fundamentată pe date, cifre și argumente. În ceea ce privește lucrarea pe care o avem astăzi în față, Atlasul etnolingvistic și confesional al Bucovinei, este prima lucrare, chiar dacă este cealaltă a lui Marcu, este prima lucrare care reușește să prezinte o evoluție a Bucovinei, în ansamblu ei, de la începuturile acestei provincii, 1774, și până la ultimele date oficiale ale recensământelor din 2001-2002. Este o lucrare care se întemeiază pe rodul muncii de câțiva ani de zile ale a autorilor, Constantin Ungureanu și Călin Pantea. Este o cooperare extrem de
strălucite. Suntem de reușită datorită faptului că Constantin Ungureanu, grație acumulării de date numeroase din arhive, dar și din publicațiile germane, împreună cu Călin Pantea, transpun aceste informații în niște reprezentări grafice. Reprezentări grafice care sunt destul de sugestive. Se vede cum, pe parcursul la circa două secole și jumătate aproape, profilul etnodemografic și confesional al Bucovinei se schimbă, se modifică dintr-o, să zicem, dintr-un tablou bicolor, aproape, la 1774, se transformă într-o imagine extrem de colorată, extrem de pestriță, atât care reflectă atât diversitatea culturală, diversitatea demografică, cât și diversitatea confesională. Autorii se întemeiază pe datele oficiale, după cum spuneam, plecând de la primele conscripții realizate de către autoritățile, fie autoritățile austriece, fie autoritățile române, autoritățile ucrainene, autoritățile ruse, privitoare la populația Bucovinei, dar și la confesiunile din acest spațiu. Este o analiză care se întinde pe o perioadă lungă de timp și arată felul în care politicile oficiale sau fenomenele care s-au produs în acest spațiu au influențat societatea, populația, economia, biserica sau religie, mai bine zis, din acest teritoriu. Este o lucrare care cuprinde și o analiză științifică, o interpretare științifică a datelor, cu un cuvânt introductiv și cu comentarii legate de imagine care sunt, sau planșele care sunt prezentate aici, dar foarte importante sunt și hărțile sau planșele care au fost realizate de către cei doi autori. Sunt niște imagini care sunt ușor de interpretat pentru orice cititor care nu este avizat, nu cunoaște foarte bine istoria sau nu cunoaște foarte bine statistica, dar aceste planșe pot fi ușor analizate și asimilate de către elevi, de către cei care sunt pasionați pur și simplu de lectură sau doresc să cunoască trecutul Bucovinei. Este o lucrare care a fost realizată în anul 2018 și a fost finanțată de către Muzeul de Istorie sau Complexul Muzeal Bucovina de la Suceava. A fost o încercare de a prezenta felul în care Bucovina a evoluat nu doar în ultima sută de ani, ci de la 1774, de la momentul în care trupele austriece au intrat în partea de nord-vest a Moldovei. Este o lucrare care, nu știu câte exemplare s-a publicat, 500. Din nefericire pentru autor, a primit un număr prea mic de exemplare pentru a putea distribui el tuturor celor care sunt pasionați, dar cu siguranță acest atlas va ajunge în multe dintre instituțiile de învățământ, în biblioteci, asta va putea fi folosit de către cei care doresc să cunoască cu adevărat felul în care au evoluat lucrurile în Bucovina,